Iată-ne, domnilor, domnișoarelor, domnilor, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghimpi. Câteva minute mai avem de emisiune. Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara, este invitat la noi. Am discutat despre multe lucruri în prima parte, oricum nu despre toate pe care aș fi vrut să le discutăm. Alegerile bat la ușă. Ce s-a mai întâmplat în Hunedoara în ultimul timp? Că despre proiectele pe care le aveți pentru următorul mandat o să ne povestiți în campania electorală. În primul rând, noi lucrăm. Lucrăm, nu ne-am luat liber ca să ne apucăm de campania electorală, chiar dacă iată de o lună de zile pre-campania a debutat. Nu poți lăsa toate investițiile care le ai nesupravegheate. În primul rând că este vorba de bani public, în al doilea rând că sunt necesare pentru cetățenii municipiului Hunedoara și în ultimul rând pentru că îți pui semnătura ca ordonator de credite pe niște facturi foarte mari. Și trebuie să fii foarte atent ce semnezi. Azi dimineață îmi venise pe masă facturile pe acordul cadru de drumuri și luați-le, verificați-le din nou. Țin audiențele mai departe. Nu am oprit audiențele. Sigur, probabil voi fi nevoit să-mi iau câteva zile de concediu fiind în campanie electorală să coordonez și acolo, dar cu siguranță voi fi la primărie în fiecare zi. Eu cred că proiectele acestea trebuie să meargă mai departe. Oamenii așteaptă de foarte mulți ani de zile proiectele din Hunedoara. Oamenii așteaptă de foarte mulți ani de zile ca Hunedoara să se relanseze către acel oraș în acea direcție în care a fost orientată cândva. Și lucrăm. Lucrăm cu spor, din punctul meu de vedere. Și cu canalizarea de la Peștiș. A reușit, este un proiect foarte, foarte bun, un proiect foarte necesar, lupte grele și cu colegii mei din Consiliul Județean, să nu-și imagineze cineva că în politică nu te cerți în cadrul același partid și doar stai în poziția ghioceului. Vorbeam de chestia aia cu PSD, Bobouțanu, primar PSD, dar Bobouțanu nu se dă în lături, nici să-i ceară demisia lui Arion de la APA Prod, nici să se certe cu nu știu ce coleg de primar. Arion numit de conducerea Consiliului Județean PSD, exact. Ca să nu avem. Nici să se certe cu nu știu cine din Consiliul Județean de la PSD. Eu nu fac pentru mine, eu nu mă cer pentru mine, eu nu, duc, bun, eu nu stau în peștii, contrazic, sigur, nu mă contrazic pentru mine, nu duc analizarea la mine acasă, nu repar drumul la mine acasă, deci sunt niște lucruri de principiu, dacă oamenii te-au investit cu acest job, trebuie să-i reprezinți. Și da, m-am certat cu conducerea Consiliului Județean, m-am certat cu directorul general al societății APA Prod, e adevărat că i-am cerut demisia de nu știu câte ori. Până la urmă s-a găsit o cale de mediere, o cale de împăcare provocată de deputatul Laurențiu Nistor. Ne-a așezat la aceeași masă președinte Consiliului Județean Bobora, administratorul public Costel Avram, director general Victor Arion și eu. Și am putut să facem ceva. Să stea la masă fără să doarmă? A stat la masă și chiar a avut un plus, chiar a avut un plus mare în această investiție, pentru că a spus, da, trebuie să facem, gândiți-vă că au trebuit să fie luați bani din altă parte. Și am început investiția la Peștiș. Nimeni nu a crezut în această investiție, nimeni nu a crezut în cuvântul meu, dar astăzi lumea este mulțumită. Bun, deci această conciliere e cu Laurențiu Nistor la mijloc. Medierea l-a făcut-o. Factorii decizionale au fost noi. Corect. Dar până la urmă gândiți-vă că noi n-am făcut un lucru ieșit din comun. Nu este normal ca în anul de grație 2020 să nu ai canalizare într-o zonă aparținătoare de municipiul Hunedoara și mai sunt și alte zone. Dar deja știu că lucrurile au început în Peștiș. Anul viitor vom începe în celelalte sate aparținătoare: Răcăștie, Zlaști, Boș, Groș, Buituri și ușor, ușor începem să așezăm orașul pe temelia pe care ne-o dorim. Iar din acea temelie nu trebuie să lipsească canalizarea și apa în toate zonele amintite de mine. Am reușit. Da. Oamenii ce zic? Oamenii sunt mulțumiți. Odată ce finalizăm această investiție, deja noi lucrăm la acordul de drumuri, vrem să și votăm investiția de asfaltare în Peștiș, deci terminăm canalizarea, apă, venim cu asfalt. În momentul de față, tot în Peștiș, în paralel, se lucrează la locul de joacă pentru copii. Este o investiție de data aceasta bazată pe un proiect european, nu finanțat european, ci pe un loc de joacă care arată cu adevărat ca în Europa. Este ceva foarte frumos, sper să placă. Lucrăm la achiziția pentru
execuție la Căminul Cultural din Peștiș, în așa fel încât acel slogan al locuitorilor din Peștiș, care aparțin de municipiul Hunedoara, Peștiș, zona rezidențială, să se îndeplinească în viitorul mandat al echipei mele. A, deci sunt sigur că veți câștiga. Eu nu sunt sigur că voi câștiga în limbajul popular adoptat de la frații noștri mai mari din America, se spune că suntem siguri doar de plata impozitelor și de moarte, nu? Dar, evident, caut să convin cât mai mult că lucrurile pe care le-am promis le putem face. Nu le-am putut face la timp din cauza acestor proceduri foarte dificile din legislație, dar noi putem să facem acest lucru pentru că am terminat deja procedurile și anul viitor începem lucrările și în partea cealaltă. Sau anul ăsta încă vor decurge lucrări de execuție în municipiul Hunedoara. Nu ne-am oprit deloc. N-am privit mandatul ăsta, terminăm. Mai avem 2 luni, pre-campanie, campanie, ne-am oprit. Nu ne-am oprit. Am continuat să lucrăm. Bun. Ce ați mai spoit prin municipiul Hunedoara, că așa zic unii, faceți câte o spoială din aia și pe urmă am spoit? Da, am văruit? Ați mai dat, am zugrăvit? Da, ați mai zugrăvit ceva am și zugrăvit. Gata, am pus pe Facebook, mamă, ce chestie tare am făcut. Nu pune pe Facebook decât ceea ce înseamnă realizare de ordinul miliardelor. Spoială, aia e spoială pentru unii. Poate fi. Ia, hai am finalizat, să ne pregătim de începerea școlilor, am finalizat construcția, reconstrucția, modernizarea și dotarea foste școli generale numărul 12, se numește școala gimnazială numărul 1 acum, luată de la Zoro, o investiție foarte mare, nu mai țin minte cifrele pentru că sunt atât de multe, încât pur și simplu nu mai mi-amintesc, dacă aveam o singură lucrare o spuneam la virgulă, dar cred că ne apropiem și aici de 1 milion de euro. Așa. Am finalizat fosta școală generală numărul 8, din cadrul tot așa, oare o altă denumire, dar eu când vorbesc de am finalizat, înseamnă de fapt o reabilitare din temelii. N-au rămas decât zidurile. Atât zidurile. Și acoperișul a fost dat jos. Geamuri, toată instalația de încălzire, toată instalația electrică, centrale termice, mobilier. Nu înseamnă spoială. Asta înseamnă modernizare, reabilitare, dotare. Ăștia sunt termenii care se folosesc pe aceste proiecte finanțate de fostul guvern al României PSD. Asta e ca și acum, n-ai făcut nimic. N-ai făcut nimic în viața ta, nu? Nici măcar copii. Nici măcar copii. Aia nu se pun. Am făcut 2. Aia nu se pun. Tot n-ai făcut nimic. Am finalizat grădinița Prichindelu. A treia, da? Modernizare, reabilitare, dotare. Din temelii. Grădiniță construită în anii 50. Că am găsit o grindă acolo și un tâmplar a sprijinit-o cu briceagul. Da. Suntem pe cale de a finaliza cât de curând, chestie de zile, grădinița Dumbrava Minunată din cartierul Micro 4, din temelii. Am finalizat din temelii grădinița Floarea Soarelui din cartierul Micro 3. 5? Mai continui. Mai ziceți, mai continui, mai dacă mai avem spoială acolo. Hai. Vreau să vă spun că toate aceste lucrări înseamnă un volum mare de muncă. Că spun spoială. Eu încerc noi, să... Da, și ceilalți trebuie să înțeleagă, nu eu fac toate lucrurile astea. A spune o spoială, așa cum ziceți dumneavoastră, păi nu zic înseamnă eu, pe undeva o... Știu, ceea ce, ce vreau să-mi transmiteți. Înseamnă o jignire la adresa tuturor celor care au lucrat la aceste proiecte. Celor care le-au verificat, celor care le-au pus în execuție. Sunt sute de oameni care au lucrat la aceste proiecte. Eu nu vorbesc doar de partea tehnică din primărie. Eu vorbesc de oamenii din Ministerul Dezvoltării care le-au verificat, pentru că trebuia să-ți dea finanțare, da? Eu vorbesc de oamenii care le-au licitat. Eu vorbesc de firmele care au construit. Cum să-i spui unei firme care a construit aproape de la zero o grădiniță că a spoit, că eu nu văd că îmi spune mie, eu văd că transcede către celălalt, da? Sau care au construit luni de zile și în plină pandemie aceste școli generale. Păi și atunci eu invit pe cei care v-au spus acest lucru să vină cu mine de mânuță. Nu mi-au spus mie, mai postează, mai scriu. Mai postează, să vină cu mine de mânuță să le prezint toate aceste realizări ale unei întregi echipe. Celor care zic că, mă, ce a făcut și pe Băuța, n-am făcut nimic, a asfaltat și el. A văzut și eu o postare pe Facebook și au zis, bă, bine mă, dar ce a făcut primarul ăsta de tot ce a făcut? A făcut o pietonală, mare lucru. Asfaltează toate cartierele, mare lucru.
A făcut școala generală 12, mare lucru. A făcut școala generală 8, extraordinar. A făcut grădinița cu tare, cu tare. Păi bine, mă, și în afară de asta ce a făcut? Nimic. Nimic, așa e? În afară de astea, am avut timp să pregătim în paralel alte 22 de linii de proiecte. Spun linii de proiecte și nu spun proiecte, pentru că fiecare linie la rândul ei are minim două proiecte până la 10, dacă nu mai multe. Fiecare linie. De exemplu, infrastructura are la rândul ei în jur de 40 de proiecte. Spitalul beneficiază la rândul lui de alte două proiecte. Și atenție, aceste proiecte de care vorbesc eu sunt proiecte deja finanțate. Noi nu intrăm în campanie cu povești sau în viitorul mandat. No, bun, acum hai să ne apucăm de lucru, ne suflecăm mânecile, da? Nu vrem să batem pe nimeni, doar ne suflecăm mânecile, să începem să scriem proiecte. Nu, nu. Noi nu că le avem scrise, noi le avem aprobate ca finanțare de ADRV și aprobate de actualul Consiliu Local prin vot. Deci în afară de toate alea care vi le-am zis, pe care nu le-ați prezentat, așa, în continuare deja suntem gata cu alte 22 de linii de proiecte. De la infrastructură, spital, educație, până la proiectul care se află pe lista sinteză de la Compania Națională de Investiții privind stadionul din Hunedoara, unde sunt consiliat de Ion Andone, pentru că el este la București și mai ușor de discutat ca să meargă pe această linie. Chiar mâine vom avea o vizită la Hunedoara tocmai pe tema aceasta. De la proiectul de regenerare urbană, unde deja firma de consultanță se va prezenta vineri pentru a pune pe masă, uite așa va arăta, da? Și de la strategia de dezvoltare a municipiului Hunedoara pe 2021-2027, strategie fără de care nu poți să faci aceste proiecte. Probabil că adversarii, dacă se vor uita la emisiune, vor auzi și ei că acea strategie este deja făcută de noi tocmai pentru a putea să implementăm aceste proiecte. Deci ei când spun că vor face, să nu uite de strategie. Trebuiau să aibă și strategia, dar nu știau de ea. Dar ea este deja făcută. Păi bineînțeles. Ca să poți să faci ceva, trebuie să ai strategia. Iar în strategia aceasta sunt toate proiectele de care voi vorbi mâine la conferința de presă. Am înțeles. Se apropie începerea școlii. Cum o vedeți? Cât sunteți de pregătiți? Acum nu depinde de dumneavoastră foarte mult lucrul ăsta, dar ce credeți că va fi? Eu v-am spus că echipa din primărie, completată de tot ce înseamnă donatorii terțiari de credit de școli, joacă foarte bine șah. Ne pregătim, jucăm din când în când șah și spunem care sunt următoarele 5 mutări pe care trebuie să le facem. Întrebarea dumneavoastră vine ca, cum să zic, în completarea faptului că noi am făcut mutările deja. Avem hotărârea de Consiliu, am dat bani școlilor aproape 5 miliarde de lei pentru a se pregăti. Dezinfectant, termometre, tot ce au ei nevoie. Le-am spus, vă rog să faceți un necesar, au făcut necesarul donatorii terțiari de credit, i-am chemat la ședințe pe fiecare în parte, uitați banii, am renunțat, am investit în educație. Nu venim cu povești, noi venim cu ceea ce trebuie să facem. Ceea ce trebuie să facem pentru că trebuie, în primul rând, ceea ce trebuie să facem pentru că suntem obligați, în al doilea rând. Am jucat așa, am anticipat și suntem pregătiți pentru deschiderea noului an școlar. Școala generală numărul 12, deschisă, că toți ceilalți dinaintea mea au vrut să o închidă. De ce? Păi nu avea elevi destui, că arată prea rău, că să fie așa, că să nu fie... Eu am reabilitat-o și acum, prin distanțarea această obligatorie, este foarte necesară. Mulți elevii dintr-o parte în alta și distanțăm. Nu mai avem clase de 30 de elevi care se sufocau acolo sau o sufocau pe doamna educatoare, pe doamna învățătoare, pe doamna profesor. Păi și cum de data asta? Clase de câți elevi? Nu știu, dar vreau să spun că avem deja două instituții de școli gimnaziale, noi nouțe, care în alt context, unii mi-au spus că trebuie să le închidem, că nu sunt suficienți elevi. Ei, acum se demonstrează din cauza acestei pandemii că sunt absolut necesare aceste școli, pentru că poți, într-adevăr, să beneficiezi și de alte săl de clasă care altădată ar fi stat liberă, da? Asta era ideea. Bun, de la părinți ați primit ceva semnale? Sunt îngrijorați?
Am avut o singură solicitare în audiență unei doamne care nu avea cu cine să-și lase nepoțica. Creșa noastră era închisă pentru că am descoperit acolo o persoană privată, pe urma a doua, pe urma a treia, infectată cu COVID. Automat am făcut extragerea acelei persoane, am izolat-o la domiciliu, am solicitat izolare la domiciliu. Am putut să facem foarte repede acest lucru pentru că noi avem PCR-ul nostru și am parcurs procedura internă privind angajații noștri, creșa fiind a noastră. Dar între timp am dat drumul din nou la creșa, am testat tot personalul încă o dată, 20 de persoane, 22, nu mai știu cât, și pentru că au fost toate negativ, testele am redeschis creșa. În rest, n-am avut un feedback, nu avem un feedback din partea părinților că s-ar teme de redeschiderea școlilor. Evident, sper ca acest guvern să se țină de cuvânt cu măștile, pentru că și ei au spus că asigură măștile la elevi. Sper ca acest guvern să se țină de cuvânt cu tabletele, pentru că ei au spus că vor face toate aceste investiții. Atâta timp cât este obligația lor să se țină de cuvânt. Iar dacă se vor ține de cuvânt, nu cred că vor fi probleme. Da, eu la tablete am un mare dubiu și o mare rezervă. Poate prindeți un politician din partea dreaptă și îl întrebați cum e cu tabletele și cu măștile. Nu, atât îi ocupați cu altele. Și sincer, nici nu cred că le stă lor capul foarte tare la tabletele bieților copii, cum nu le stă capul proaia nici la alocații, nici la altele. Păi, de ce alte să le stea? Pentru că atunci când vorbim de viitorul țării, hai să fim pragmatici. Acesta este viitorul țării, copiii. Restul sunt povești. Investești în copii, investești în viitor. De, credeți că au priceput majoritatea politicienilor noștri lucrul ăsta? Nu, cu siguranță nu. Nu. Gargară multă, povești, o să facem să fie bine, să nu fie rău. Nu, faptic. Eu auzeam tot timpul discuția asta. Noi ne preocupăm de școli. Că am ajuns primați, bă, lăsați poveștile, hai să ne preocupăm de adevăratele. Și ne-am preocupat. De aceasta v-am vorbit cu atâta mândrie despre deschiderea acestor școli, acestor grădinițe, renovarea lor mai precis. De aceasta vă vorbesc cu mândrie că echipa de lângă mine imediat a mutat pe tabla de șah și a spus încă de acum 3 luni de zile, începe școala. Necesar, tot, curățenie, curțile școlilor. Vreau să văd curățenie în școli. Eu mă duc personal și văd. Sunt geamurile curate, nu este praf, perdelele sunt spălate. Asta vreau, asta am făcut, asta o să fac și în continuare. Asta înseamnă să pui degetul pe punctul pe I, dacă vreți. Să nu spun degetul pe rană, punctul pe I, da? Investim în viitor. Păi atunci hai să o facem, să investim în copiii noștri. Doamne ajută, așa să fie. Cel puțin la Hunedoara. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mai și eu vă mulțumesc. Lucruri, au rămas multe lucruri, ca de obicei. Și am terminat? Cam da. Ca de regulă, la fiecare emisiune cu dumneavoastră, când devine mai interesant, atunci vine momentul în care, gata, am ajuns la final. Ce le transmiteți hunedorenilor? Iată, poate pe ultima emisiune în studioul nostru în calitate de primar al municipiului, urmând poate altele ca și competitor electoral. În primul rând, eu le mulțumesc tuturor pentru încrederea care mi-au acordat în urmă cu 4 ani de zile și faptul că mi-au permis, prin votul lor, să fiu primar acasă la Hunedoara. Este foarte important acest lucru, a fost o mare mândrie pentru mine și nu numai pentru mine, și pentru echipa de consilieri, dar și pentru echipa tehnică care a fost mereu lângă mine să-i conducem 4 ani de zile. Eu și echipa noastră ne-am străduit să facem lucrurile cât mai bine, ne-am străduit să facem cât mai mult bine acestui oraș în care ne-am născut, în care am crescut, în care ne-am educat copiii. Dacă dânsii sunt mulțumiți, cu siguranță acest lucru îl veți arăta, stimați cetățeni. Atenție! La momentul oportun. La momentul oportun. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în studio. Și eu vă mulțumesc. Stimați telespectatori, Dan Bobăuțanu, primarul municipiului Hunedoara, a fost invitat la Fotoliul cu Ghim pe emisiune interesantă, zic eu. Rămâneți în continuare alături de Capital TV. Numai bine!